Conducerea FDGR este supărată pentru că statul român a oprit retrocedarea imobilelor către organizațiile etnice. Nemulțumirile au fost prezentate la Berlin, unde a avut loc întrunirea Comisiei Mixte Guvernamentale Româno-Germane. În comisie s-au dezbătut problemele etnicilor germani din România. La întâlnire, FDGR a fost reprezentat de deputatul Ovidiu Ganz. M-am referit și la aspecte negative, cum ar fi faptul că procesul de restituire a imobilelor către culte și către organizațiile minorităților naționale, practic este suspendat de un an de zile, comisia neîntrunindu-se. Am cerut ca acest lucru să se întâmple de urgență. Pentru a finaliza acest proces, am amintit că baza juridică de funcționare a Muzeului Național Bruckenthal nu s-a constituit printr-o hotărâre de guvern, așa cum am cerut acum 6 ani de zile, și nici până acum n-a fost formulată protocolul respectiv, încheiat atunci între Ministerul Culturii și Biserica Evanghelică, reprezentând singurul document legal care stă la baza acestui parteneriat. Ovidiu Ganz spune că FDGR a făcut lobby pentru ca Germania să susțină aderarea României la spațiul Schengen. Am cerut, pe de o parte, părții germane să acorde sprijin pentru obținerea deciziei de accedere a României în spațiul Schengen și, pe de altă parte, am cerut aceleași părți germane să reexamineze și să revină asupra deciziei de închidere a consulatului german de la Timișoara. Pe de altă parte, FDGR salută aspectele pozitive legate de situația din învățământ, cum ar fi tipărirea manualelor în limba germană.